Am revenit în platoșica în fiecare vineri de cât timp de 3 săptămâni, aproape 4 săptămâni. Miaina este alături de noi, a venit tot cu un invitat special, un invitat de 62 de kilograme, puțin mai slăbuț decât invitatul de săptămâna trecută, decât Uranus, dar este foarte frumos și o să ne întâlnim imediat cu Achim. Ce poți să ne zici despre... Bine, ai revenit, bineînțeles. Bine v-am găsit. Și ce poți să ne zici despre acest cățeluș foarte drăguț, care este cu minte acum? Este un bulmastif, un junior încă. Este campion România, campion de a intrat din prima clipă, a cam luat tot ce se poate. Ceea ce pot să spun eu despre el este că este un molosoid echilibrat, dar are nevoie de un stăpân atunci când se maturizează destul de puternic. E un câine puternic. Dacă data trecută l-am avut pe Uranus și am vorbit despre Cane Corso, trebuie să știm că Bulmastiful este și el un câine foarte serios, un câine foarte bun de pază, care se pretează copiilor. E un iubitor de copii, este un câine cu păr scurt, deci nu vorbim despre un câine cu blană. Și la fel este un câine căruia energia trebuie să-i fie cumva consumată, dar nu presupune atât de mult efort. Este un câine mai greoi, el este un câine ușor mai leneș, însă în momentul în care se focusează pe partea de pază, pe partea de disciplină, pe lucru și mai ales pe partea de real, e cumva de neînduplecat. Și vedem că când este vorba de un bull mastiff, când ne uităm la el, avem impresia că este trist, pentru că are o față care cade puțin, deci avem impresia că nu este trist, dar de fapt nu este. Este ușor trist că e lăsat în poziție de așteptare și se uită după stăpână. Acest mastodont este cumva manevrat de o femeie, dacă vă puteți imagina. Deci ziceai că avem nevoie de un stăpân puternic pentru asta, dar avem un stăpân puternic. Dar și femeile pot fi puternice, nu? Da. Că na, suntem în aproape în 2020. Deci și eu zic că reușește cu brio. Are momentele lui în care de încăpățânare, pentru că e un cățel e tânăr, da. Dar Aki e un câine echilibrat, asta vă spun din experiență, pentru că de asta este și campion. Ai pregătit și ne-ai trimis săptămâna asta niște filmulețe, pentru că în studio nu putem să arătăm tot ce faci tu, practic, când ești în parc, când te ocupi de dresaj, așa că o să punem imediat pe ecran niște filmulețe și o să le comentăm, să vedem ce ai făcut cu el când ați ieșit săptămâna asta, deci când ați ieșit cu Aki și vedem că acum se plimba. Da, aici suntem la dresajul de grup. Acest cățel este, după cum am spus, este un molosoid puternic și e nevoie să socializeze cu alți câini, pentru că altfel devine un luptător. Poate să nu accepte ceilalți câini și asta este un lucru rău și un minus foarte mare pentru el în concursurile în care va intra de acum încolo. Da, pentru că un concurs trebuie să stai liniștiți cu... În luna decembrie avem vreo 5 concursuri în care ar trebui să mai ieșim odată campioni și Doamne ajută, sperăm să reușim. Deci aici avem dresajul de trafic, dresajul de grup, e important să nu încerce să se bată cu alți câini, să nu reacționeze, să-și asculte stăpâna în genul ăsta de colectiv. Deci așa cum spuneam, dresajul de grup este important, ca să devină un companion, un astfel de câine să devină un companion, e important să-l socializeze. Aici facem un refuz de hrană. Da, după cum vedeți, el a început... Da, și de culaba, deci practic... Nu, adică ceva de genul, lasă-mă în pace, exact, că n-am voie, da, vedeți, se ridică. Da, e un începător, este un junior, ne bucurăm foarte tare pentru el și eu mă bucur foarte tare pentru stăpâni care sunt extrem de pasionați de rasă și urmează să-și procure și o fetiță diferită ca și culoare de el, o să fie un maro tigrat. Și ce să zic, de-abia aștept să o văd, de-abia aștept să... S-a ridicat în picioare, deja nu mai are răbdare, pentru că urmează și un moment de lucru, de puzzle. O să arătăm această rasă ce poate și pe parte de utilitar.
Da, deci o să luăm 2 minuțele de pauză până când ne pregătim, pentru că vine cobaiul nostru preferat, Dani, care, da, este, care este mereu victima, să zicem, bon, este cumva agresor, actor agresor și devine victima. Și o să vreau să punem accent și pe mușcătura lui, să vedeți, e genul ăsta de câine, ce deschidere poate să aibă cu mușcătură și ce risc ar putea să existe dacă nu ar fi socializat și dresat. Perfect, mersi Mihai, deci ne revedem peste 2 minute maxim cu Aki în acțiune, așa că nu plecați, rămâneți cu noi, o să vedeți un moment deosebit. Am avut 2 minute să ne jucăm puțin cu Aki, el este pregătit, s-a trezit pentru că săracu a așteptat puțin și l-am energizat, așa că este pregătit de demonstrație. Mihai, îți dau voie să... Deci, așa cum spuneam, e un câine greoi, dar o să vedeți un câine greoi care se comportă ca o căprioară acum, ca să spun așa. Îl invit pe colegul meu, Dani, ia să vedem ce putem să arătăm astăzi pe parte de pază cu Aki. Și reamintesc că nu va fi niciun pericol aici, nimeni, nimic nu va fi... De acolo, Rami. Bravo. Alunecă ca de obicei și dai mușcătura. Bravo, bravo. Vreau să priviți ce mușcătură plină are cățelul ăsta. Priviți-l, da, uitați-l. Uitați-vă puțin ce deschidere poate să aibă pe mușcătură și vă dați seama, bravo, gând. Ce periculos ar putea să fie un astfel de câine, pleacă cu el, dacă nu ar fi dresat. Priviți-l, da, uitați-l cum flutură. Este un câine foarte bun de pază, sunt unii dintre cei mai buni monosoiți de pază. Bravo! Și cât poate să țină mușcătura. Bravo, Pepe! Așa, puiule! Vedeți, faptul că a lăsat imediat geaca înseamnă că de ce mi-ai lăsat geaca? Pentru că el este un câine format pentru pază de real, nu pentru pază de concurs, da? În general, câinii iar eu nu prea formez câini pentru pază de concurs, pentru genul ăsta de concurs, eu formez câini de real. Câinii de concurs rămân pe mușcătură. Pe adică obiectul până pe obiect. Au nevoie să rămână pentru că aceea este recompensarea lor. Câinele care scuipă efectiv, aruncă manșon sau costum după ce i s-a lăsat obiectul, da, respectiv, este un câine care agrează paza de real. Adică el o să-și păzească întotdeauna teritoriu. Stăpâna, chiar vorbeam cu ceva timp în urmă, că era mai mic acum câteva luni și s-a arătat foarte intrigat în momentul în care au venit niște muncitori să lucreze la piscină. Nu prea i-a lăsat. Nu era prea fericit că au venit oamenii necunoscuți deci la el. E un câine cu un instinct de pază extrem de dezvoltat și cine își dorește un molosoid calm, care nu necesită, adică el se poate preta pentru un om care nu e atât de sportiv. Da? Deci nu are nevoie de 10 de kilometri pe zi de mișcare. Nu, are nevoie de o plimbare. O plimbare mai lungă, la pas, frumos, nu trebuie să-l alergi cu bicicleta. Sunt câini greoi care, în perioada ca și Cane Corso, în perioada de creștere, dacă îl soliciți pe articulații foarte tare, există posibilitatea apariției displaziei de șold. Da, da, da. Displazia de șold nu este numai o boală dobândită genetic, ea poate fi și pe parcurs, da, să se dezvolte în funcție de cum. Trebuie să avem mare grijă la alimentație. Chiar vorbeam mai devreme că a avut undeva la 65 de kilograme cu o lună și ceva. Și a slăbit pentru că știa că vine la televiziune, voia să arate mai bine. Și acum este undeva a fost la 60, acum este la 62. Deci cam așa este acest câine, iar pe mine câinele ăsta mă liniștește personal. Dacă l-aș avea acasă, nu aș fi un om agitat. Adică, da, deci un câine mai liniștit. Câine mai liniștit. Da, este și afectuos, adică este, pentru că sunt rase de câine care caut după afecțiune. Este afectuos, e un câine pus pe șoti cu stăpâna lui, dar ceea ce vreau să spun, ce îmi place la rasa asta, este că, spre deosebire de Cane Corso, spre exemplu, este atât de liniștit încât, dar are capacitatea de a se schimba efectiv în momentul în care e nevoie. E alt câine. Ați văzut, a stat acolo înculcat, așteaptă, momentul în care a apărut momentul să își facă treaba și să arate că este un câine de pază, n-a mai fost același câine. Ai fi zis că e un câine energic, un câine care are nevoie de extrem de multă atenție, de... Nu. Chiar mie mi se pare câinele perfect.
Și până la ce vârstă poți să consideri că el va fi pregătit 100% pentru ce este dresat? Noi mai avem de muncit, dar zic că până la 2 ani va fi. Până pentru că nu e ușor. Nu e ușor, e un câine puternic, cu ambiție, are, el cel puțin este genul de câine cu un orgolios așa, care vrea el să facă ce vrea, își ascultă stăpâna. Sunt câini, în schimb, care au și ceva temeri, da? Dacă nu-i antrenezi, atunci există, bebe, există posibilitatea să fie ușor fricos și să atace din frică. Și atunci nu e, asta este o problemă. Asta poate să fie o problemă de comportament. Tocmai de asta antrenamentul de pază este important, pentru a întări siguranța în el și a se comporta echilibrat. Este interesant ce zici, pentru că când eram în Franța aveam un dogo argentinian, deci tot un câine foarte mare, impresionant, dar era tot de fricos când auzea un zgomot. El ce facea în gradina, sarea pe o masă de plastic. Dar un câine de peste 50 de kilograme, deci masa n-a rezistat și de fiecare dată când ajungeam acasă vedeam masa stricată, pentru că el urca efectiv pe masă. O să dau din casă puțin. Săptămâna viitoare o să prezentăm ciobănescu german, tipuri de ciobănesc german, și o să vorbim despre rasa asta, o să avem foarte mult de discutat, și foarte curând o să prezentăm și dogul argentinian, care iarăși este un câine care are ce arăta, un câine foarte puternic și foarte frumos, complet diferit de Cane Corso, complet diferit de Bull Mastiff. Mi-ai mulțumim încă o dată că ai venit și mi-a făcut o mare plăcere să vedem imagine de ce faci în exterior, pentru că vedem în mod concret cât câine ai avut în grupul respectiv, în ziua respectivă, pentru că am văzut un rând de mai mult care erau în poziție de așteptare. Cu cât câine lucrezi în același timp? Cred că în acea zi au fost între 8 și 10, nu mai amintesc foarte sigur, dar în general am avut până la 23 de câini într-un grup. Deci într-o zi, da. Ești ca la o clasă, practic, da, este la școală, da, e o clasă de, da, 23 de câini în același timp. Te așteptam săptămâna viitoare cu mai mulți invitați, mi-ai spus că m-ai pregătit deja psihic, da, pentru asta, deci o să vedem și mai mulți invitați săptămâna viitoare. O să pregătim niște poze între timp. Achim, mulțumesc foarte mult că ai venit, ești un dragut. Dani, mulțumesc foarte mult că ai fost un copil. Zice, prima dată când văd un oț care mânguie un câine și zice bravo pentru că l-a mânguit. Cea mânguire este o încurajare. Da, da, pentru că este în perioadă de învățare, dar e clar că dacă vine un oț adevărat, nu o să-l mânguie. Da, Dani l-a mânguit și era foarte drăguț. Deci doar la 7 TV putem să vedem așa ceva. Vă propun să rămâneți cu noi, să ne întâlnim ultima dată astăzi cu Dani Darvașan și ne revedem după asta să închidem emisiunea noastră.